Episcopia de Vei și Hunedoarei a lansat concursul pentru bursa de studiu Sfântul Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop, destinat să sprijine elevii de gimnaziu și liceu cu performanțe academice remarcabile care provin din familii cu dificultăți financiare. În total vor fi acordate 20 de burse, fiecare în valoare de 300 de lei pe lună, 10 burse pentru elevii de gimnaziu și 10 pentru cei de liceu. Pentru a participa, elevii trebuie să pregătească un dosar conform regulamentului specificat și să-l depună începând de astăzi 26 august până în data de 13 septembrie. Acte necesare pentru întocmirea dosarului, cerere adresată ierarhului, recomandarea preotului paroh, copie nelegalizată după actul de identitate și după certificatul de naștere al aplicantului și al tuturor membrilor familiei, adeverință eliberată de instituția de învățământ care să ateste calitatea de integralist, însoțită de media de absolvire a anului școlar încheiat. În cazul elevilor din clasa 9, adeverința va conține media cu care aplicantul a fost admis. În aceeași adeverință se va specifica și dacă elevul beneficiază deja de o bursă acordată de instituția de învățământ. De asemenea, dosarul trebuie să cuprindă și documente din care să rezulte nivelul venitului pe membru de familie, salariul părinților, pensii de boală, de urmași sau de întreținere în cazul părinților divorțați. Și nu în ultimul rând, acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Important de reținut că se acordă punctaj maxim în cazul familiilor fără niciun venit și în cazul în care candidații au ambii părinți decedați.